Vreau să începem să ne povestești puțin despre felul în care ai structurat filmul, pentru că, în mod evident, e un film la care ai petrecut foarte mult timp văzând probabil tot, nu? Tot ce era în arhivă, da, documentar sau da. Din Arhiva Națională de Filme din 68 și probabil te-ai apropiat de filmele respective având un anumit tip de expectativă, mă gândesc, și probabil, sau povestește un pic despre asta, pentru că mă gândesc că în momentul în care vezi toate materialele astea, bănuiesc că se schimbă foarte mult din ceea ce intenționai inițial și apoi povestește-ne un pic, te rog, despre felul în care ai selectat materialele și despre acele inserturi pe care le-ai inclus și poate despre alte câteva idiosincrazii care există în, de exemplu, acele repetiții de la un moment dat. Există câteva decizii destul de, să zicem, vizibile, nu știu, rapsodia română peste discursul lui Ceaușescu, să vorbim un pic despre structura, că e ceva important la un astfel de demers. Ok. O să le iau pe rând, că sunt foarte multe lucruri de povestit. Da. N-am avut, în legătură cu materiale de arhivă, nu știam la ce să mă aștept, adică văzusem înainte să intru și să văd toată producția de pe 68-a sa, studioului cinematografic Sahia, văzusem câteva scurtmetraje în cadrul proiecțiilor pe care le organizați voi, le organizați din Abrădean la One World Sahia Vintage, dar din decenii diferite, oricum la ea era oarecum tematic, urmărea anumiți regizori, fie anumite teme pe care le explora. Și atunci când am intrat să văd la ANF, pe o măsuță, pe la masa de montaj și pe un ecranaș atâta, tot ceea ce au produs oamenii ăștia și la ce au muncit sute de oameni timp de un an de zile, nu știam la ce să mă aștept. M-a surprins în primul rând diversitatea materialelor și de-aia atunci când am decis să iau și să rămân doar pe Arhiva Sahia Film, fiindcă inițial intenționam să mă duc și la televiziunea română să văd ce produseseră în anul respectiv, dar simpla diversitate a producției de scurtmetraj a Sahiei m-a făcut să înțeleg că măcar dacă rămân pe această singură instituție, va exista o oarecare coerență a limbajului cinematografic și o oarecare coerență tematică de care aș putea să mă folosesc ca să construiesc acest film de montaj, pentru că inițial pornisem cu gândul, nu știu, să fac o structură cronologică care ar fi fost extrem de repetitivă. Deci, eu am gândit ceva înainte să intru în arhivă. După ce am intrat în arhivă, mi-am dat seama că ce am gândit nu mai are absolut nicio fel de legătură cu materialul care există, că nu pot să mă duc în povestiri despre evenimente istorice sau adevăruri sau să restabilesc adevărul istoric, prostii de genul ăsta, dacă aș fi avut roată intenția asta, și că nu pot să mă refer la altceva decât la ceea ce se vede în imagini. Și ce se vede în imagini este discursul Partidului Comunist Român pus într-un material audio-vizual, evident filtrat prin toți cei care au făcut scurtmetrajele respective, dar discursul e acolo și e prezent. Și urmărind toată această producție, am realizat că pot să... Cel mai interesant lucru pe care aș putea să-l fac cu materialele, că subiectul filmului meu să fie materialele în sine, materialul audiovizual, nu doar imaginile, materialul în întregimea lui, sunet plus imagine, așa cum l-au gândit și l-au montat și l-au filmat. Și că cel mai interesant lucru pentru mine, ce m-a interesat pe mine cel mai mult, era contradicțiile, era să găsesc contradicțiile din interiorul discursului. Evident, în esență mă interesau să văd cum sunt reprezentate relațiile de putere între clase sociale, cum e reprezentată ordinea socială, cum sunt reprezentate valori, mă rog, ideologia partidului, cum transpare ea, cum se materializează aceste imagini, nu doar imagini, materiale astea audiovizuale. Și pornind de aici, am zis că trebuie să regândesc o structură care nu are nicio legătură cu cronologia, care nu are nicio legătură cu narațiunea clasică, pornesc din punctul A, ajung în punctul B, îți spun o poveste, să-mi vezi ce, nu știu, ca să-mi vezi ceva, mă rog, glumesc.
Așa că am decis să structurez, cum era sincer cel mai simplu, un spațiu urban, spațiu rural, spațiu industrial, adică să mă folosesc de spații, în spații viețuiesc, între ghilimele, anumite clase sociale și atunci pot să analizez reprezentarea și pot să montez într-un anumit fel în interior acestui tip de structură. Evident că n-am putut să fac tot ce mi-am dorit, pentru că materialele, fiindcă păstrez vocea cu muzica, muzica pe care n-am putut să o scot, adică muzica era acolo, nu puteam să trec peste de aia, e o cacofonie muzicală la un moment dat, pe care mi-o și asum, pentru că nu puteam să trec de muzică. Deci muzica, vocea, rapiditatea montajului original îmi dictau mie felul în care puteam să asamblez sau nu aceste segmente. Și rezultatul este ăsta. Nu mai știu ce m-ai întrebat. Mi-a răspuns aloca la tot. Te-am mai întrebat ceva legat de inserturi. Să discutăm un pic și despre asta, despre felul în care dorești tu să funcționeze sau da. Intenționat. În ciuda faptului că eu îmi doream cu ardoare ca materialele să funcționeze în sine, dacă nu aveam inserții care să funcționeze ca niște semne de punctuație, anumite repetiții, sunt câteva fragmentele pe care le repet pentru a puncta, ceea ce mi se părea că nu e îndeajuns de explicit. Multele folosesc pentru a ironiza anumite materiale anterioare sau anumite montaje pe care le fac. Cam asta, adică scopul meu era să folosesc aceste mici fragmente fix ca semne de punctuație, pentru că mi se părea că simplu montaj, compilația acestor materiale, cine am citit, chiar cineva scria că este un simplu film de compilație și că nu e problematizant ceea ce fac. Zice că încerc să problematizez ciocnindu-le între ele, dar aveam nevoie de aceste semne, de aceste fragmentele care se functeze ca semne de punctuație în montaj. Uh-huh. Și textul și inserturile cu text? Inserturile cu text au venit după ce am montat. Am făcut o prima variantă de montaj a filmului. Am făcut destul de multe vizionări și cu alți oameni, mă rog, și cu mine, în primul rând, și cu Letiția Monteza. Filmul era deja oricum gândit în segmente. Simțeam nevoia să dau niște pauze, pentru că materialul vine tăvăluc peste tine. Chiar dacă există pauze în montaj, sunt momente pe care le inserez, nu știu cum e ăla cu florile, le inserez gratuit, tocmai ca momente de respiro. Și pentru că mi-a plăcut mie foarte mult materialul cu florile. Deci îmi fac așa mie o plăcere. Mi-am dat seama că fiindcă materialul se rostogolește extraordinar de tare peste tine, nu poți să ții pasul cu el și atunci am avut nevoie să așez aceste pauze, una la mână și doi la mână am avut nevoie să orientez un pic citirea, pentru că mi se părea că eu personal cred în fond în forța materialelor, adică cred că ele vorbesc de la sine și cred că felul în care sunt asamblate de mine, eu vin, adică discursul meu se vede. Pe de altă parte, sunt absolut, sunt foarte diverse și mi se pare că poți să te fure la un moment dat și te poți duce în multe direcții, ceea ce nu e greșit foarte bine, adică fiecare e liber să-și facă filmul lui, din punctul meu de vedere. Mai simțeam nevoia să orientez un pic direcția spectatorului și să-i spun în cuvinte cam ce m-a interesat pe mine că m-am uitat la aceste materiale, în primul rând. În rest, fiecare are loc să se desfășoare cât vrea. Dacă vrea să se bălăcească în materiale de sine, e liber să o facă. Dar nu cred că, din perspectiva mea, tot urmărind, deci nu poți să te uiți la ele dacă, fără să se lipească nimic de tine, cele din urmă. Adică tot montajul ăsta curge într-un fel. Da, probabil că nu-mi dau seama acum pentru cei de aici, cât sunt de familiarizați cu filme documentare românești din perioada asta, dar probabil că pentru mulți e și mă includ și pe mine aici. Sunt și selectate fragmente, în general, destul de spectaculoase, destul de, nu știu, poate de multe ori neașteptate, toate părțile alea cu, nu știu, reclamele sau tot felul de momente lirice, să zicem, incluse în film. Adică pare și că dacă nu ar fi fost inserturile cu text, poate că te-ai fi putut
nu știu, plonja în universul ăsta fără să mai ai neapărat o distanță critică. Adică pare că e și un fel de forțare a spectatorului să facă pasul în spate și să zică, ok, nu e doar spectacol, nu e doar entertainment, e și ideologie, e și limbaj, e și așa mai departe. Dar sigur, noi o să mai avem ocazii să vorbim, dar nu știu dacă toți de aici o să mai avem ocazii să vorbească cu tine, așa că vă rog, dacă aveți lucruri, da. Aș avea două întrebări. Una, ce te-a inspirat să faci acest film? Și doi, de ce ai ales să folosești imagini fix din 68? O să încep cu întrebarea numărul 2. Am vrut să aleg un an mai... am vrut să aleg, în opinia mea, cel mai vesel și mai optimist și mai colorat și mai relaxat ideologic și economic an din perioada respectivă. Mi s-a părut că dacă tot, adică mi s-a părut oricum când majoritatea se uită, da, cineaștul se uită în trecut, se uită la anii 80, există și o narațiune asta care tot circulă cu frigul în calorifere, am vrut să văd altă zonă. Ce m-a inspirat să fac filmul? Nu am un răspuns inteligent. Habar n-am, nu știu. Deci m-a inspirat să fac film de arhivă, cu imagini de arhivă? Sau filmul ăsta? Nu știu, asta este răspunsul meu. Pot să zic de ce am vrut să lucrez cu imagini de arhivă, de ce am vrut să fac în mod special acest film cu care începusem, adică am început cu o idee când m-am gândit la el, când l-am scris și am ajuns în altă direcție la final. Deci a fost un proces foarte complicat. N-aș ce să zic de ce. De ce să te uiți, de ce... Nu știu, mi-e greu. Ideea, da. Ce te-a inspirat? Pentru ideea... Păi am spus, nu știu că inspirat e cuvântul cel mai potrivit. Eu am pasiune, adică pasiunea mea pentru imagini de arhivă e una reală și palpabilă. Mi-au plăcut întotdeauna imagine de arhivă. Mi s-a părut interesant că există atât de multe materiale de arhivă la ANF care n-au mai văzut lumina zilei de 50 de ani și atunci mi s-a părut o ocazie bună să intru acolo și să văd cât mai multe și să le și scot la suprafață. Adică să nu fie doar câteva, fiindcă foarte puține sunt digitalizate, foarte puține sunt vizionate și atunci mi se pare că e o ocazie bună să le scoți dintr-un sertar în care stau de atâta timp și să le arăți publicului, dar nu doar ca spectacol, cum zicea Andrei, ci cu un pic de gândire critică, ieșită totuși din narațiunile astea generale care circulă societatea românească astăzi. Să și eu. Mulțumesc, bună seara, felicitări, Raluca, foarte tare, foarte tare. Filmul nu mă așteptam să-l văd pe Ion Iliescu vorbind în francez în seara asta, la orice nu puteam gândi. 68 ani, Ion Iliescu, tânăr, vorbind mulțimii de copii. Am totuși o curiozitate legată de munca ta, am fost discuția și până acum. Tu spuneai că vezi în filmele astea un discursul Partidului Comunist și eram curios cum ai lucrat cu evidenta, să spunem, dialectica filmelor respective, în sensul că ele conțin preamărirea socialismului în mod clar, cum bine arată selecția ta, dar în același timp e și o critică foarte puternică a regimului acolo. Pe clase, pe relații de muncă între birocrație, intelectualitate, clasa muncitoare și așa mai departe, dar toate structura tensionată a socialismului românesc, dar în mod evident filmele astea sunt dialectice ele. Deci asta ar fi prima mea curiozitate. A doua, din puțin cât știu despre filmele astea, care nu sunt foarte ușor de văzut, dar cum bine spuneai, mulți dintre regizorii de acolo aveau totuși ideea asta că fac artă, mai mult decât propagandă, dar mai mult decât documentare din asta de reflectare a realității și se vede, cred că, și în selecția ta, bucata când vorbesc despre frumusețe la muncă, da? Când și filmatul în anume fel. Da. Și mă întrebam cum ai lucrat sau cum te-ai decis să tai din construcțiile astea care sunt, în mod evident, gândite total, da, ca totalitate a filmului, știi? Păi, ca să-ți răspund la a doua întrebare, am tăiat cu sânge rece, adică n-am mai ținut cont că iartă, că nu iartă. M-am uitat la ele, mă rog, evident, am selectat, da, pe principii utili pragmatice.
Îmi place, nu îmi place, poate fi folosit, nu poate fi folosit. Pentru că dacă stăteam să fac o comparație, de exemplu, eu am foarte mult material din jurnale de actualități, care conțineau câte 10 știri în 10 minute, nu știu, deci erau extrem de condensate. După care, când ai un scurtmetraj ăla care discută despre felul în care sunt renovate fabricile și despre cum se îmbunătățește viața muncitorilor în fabricile respective, făcând o comparație cu trecut și cu felul, cu condițiile de muncă ale lor, care are mult mai, într-adevăr, o oarecare pretenție artistice, muzica e foarte e bună, e bine compusă, cadrele sunt făcute să descrie într-un anumit fel întreprinderile respective. Da, deci am tăiat foarte pragmatic, cred că într-un fel, la un moment dat, am ajuns după ce am făcut o selecție inițială și tot montând și tot dând la o parte materiale, am ajuns să consider că așa ar fi ale mele, de parcă eu le-am făcut, pentru că altfel nu puteai să lucrezi dacă stai să te... Evident, m-am gândit tot timpul că, na, felul în care lucrez cu materialele astea, nici să nu fie, să-mi bat joc de munca unor oameni, muncă pe care eu o admir, adică sunt în admirație vis-a-vis de materiale în primul rând. Dar ar trebui să gândesc foarte utilitarist. Iar în ceea ce privește prima ta întrebare, cred că faptul că am căutat fix fisurile, fix momentele de contradicție, pentru că oricât de mult aș fi putut eu să observ dacă fragmentele nu puteau să se contrazică unele pe altele sau nu puteau să adauge, să se urce unele pe celelalte, nu mi-ar fi fost niciun folos, adică n-aș fi putut să zic, uite, iată, am descoperit acest scurtmetraj și ce se întâmplă aici și... Deci trebuia să gândesc o metodă în care să le iau și să nu mai țin cont, să le decontextualizez, să le pun în alte contexte, în alte segmente de montaj, ca să încerc să transmit ce mi-am dorit să transmit în segmentele respective. Cred că asta a fost. Este în regulă dacă nu aveți întrebări. Don't be shy, nu fiți timizi. Deci ce ți-ai dorit să transmiți? Pe total? Da, ai spus că l-ai folosit ca să transmiți ceva anume. Da, dar analiza mea e una mai degrabă mai punctuală a felului în care se raportează. De exemplu, felul în care e reprezentată relația dintre clase sociale. Dar hai să ne gândim în primul rând cine este trimis la concediu și la odihnă. Nu? Cine apucă să, dintre toți cei care construiesc socialismul, această relație directă între toți cei care construiesc socialismul, doar unii ce opresc la masă cu Nicolae Ceaușescu, nu toți. Adică genul ăsta de fracturi în discurs am încercat să le identific. Nu există un mesaj pe care vreau așa general, din înțelepciunea mea care am gustat de materiale, acum să vă spun și vouă ce ar trebui să credeți, că dacă aș fi avut așa ceva, aș fi șters toată vocea și aș fi pus eu o voce de-a mea, unde vă spuneam, doct, iată, dragi spectatori, în niște cuvinte inteligente, ce trebuie să înțelegeți de aici, așa, dar am preferat să le iau și să le așez așa, în speranța că poate am greșit eu, poate vedeți voi altceva, poate spectatorul vede altceva acolo. Da. Tocmai ți l-am infectat. Sifmos, fericită, Raluca! Un scurt comentariu apropo de ce spunea Florin Poenal mai devreme. Nu-mi dau seama, deși asta e o discuție care cred că merită purtată, nu-mi dau seama în ce măsură e realmente o dialectică critică a regimului, adică dacă e o formă de a critica efectiv regimul privind în sus, sau dacă e o critică socială de sus în jos, ceea ce totuși e ceva care sună destul de paradoxal, dar e totuși foarte posibil. Adică o critică a modurilor de implementare a socialismului, o formă de disciplinare și așa, inclusiv a aparatului de stat, de sus în jos. Dar, dincolo de asta, întrebarea mea e, apropo de contradicțiile pe care spui că le-ai sesizat sau pe care le-ai căutat, în ce măsură sunt realmente niște contradicții ale regimului și în ce măsură, de fapt, te-a interesat să privești inclusiv din perspectiva posterității momentului 68. Nu, momentul 68 e acest moment de vârf
inclusiv pe scena internațională a statului comunist, e acest performance apropo de invazia Cehoslovaciei, un moment în care încă totul este foarte mult în dezvoltare, în creștere, și lucrurile s-o ia în, mă rog, poate în 10 ani, într-o cu totul și cu totul altă direcție. Deja se văd niște germeni acolo, după cum arată și materiale pe care le-ai selectat tu, o turnură naționalistă, suveranismul începe să aibă cu totul alte nuanțe. Deci în ce măsură te-ai interesat să privești dinspre viitor sau să eviți privirea dinspre viitor? Da, nu știu dacă, adică chiar dacă aș fi vrut să o evit, nu știu dacă era capabilă să o fac. Am încercat să mă uit cât mai, nu știu, cât mai naiv, sincer. Adică asta a fost intenția mea în momentul în care am pornit să vizionez materialele. Să mă uit cât mai naiv, cât mai credul la toate aceste materiale. Adică să nu pornesc eu din viitor să nu pornesc cu toate prejudecățile mele sau cu toate prejudecățile mele și vis-a-vis, și pro și contra regimului, ca să zic așa. Și să privesc cât mai naiv și nu la, repet, eu am încercat să mă uit la discurs, la ce se vede în discurs audiovizual. Am făcut cercetare, am citit, am văzut documente din epocă, am încercat să-mi formez o imagine cât mai clară pe cât posibil despre, să zicem, realitatea istorică. Am încercat să evit, deși evident că nu a fost posibil până la capăt, adică dacă mă uit cum l-am montat tot segmentul cu Ceaușescu, nu e deloc. Dar am încercat să evit această privire din viitor în care să vin și să marchez iată semnele declinului, iată semnele nu știu ce, iată... Nu știu dacă te-ai referit, Veronica. Nu să te-ai referit, da. Ai mai avut vreo întrebare înainte sau? Dar nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, sincer. Cred că m-am învârtit singură în jurul întrebării tale. Dacă mai aveți alte întrebări sau lucruri să-i adresați, poate să fie o întrebare, poate să fie o discuție. Sau o critică. Aș întreba ceva scurt legat de secvența de final, pentru că e ceva totuși diferit la, sau mă rog, partea de final. Nu e prima dată când personajele, mă rog, când oamenii vorbesc, nu? Adică, dacă nu mă înșel, până atunci atotdeauna... Mai sunt? Cei care sunt în colectiv, dar, mă rog. Da. Dar aici e o parte, adică... Aici vorbesc liber. Mă rog, da. Adică vreau să întreb un pic, apropo de structura filmului, de ce ai plasat asta în final? Pentru că e ceva foarte important, cred. Da. În primul rând, pentru că are un cu totul alt ritm, adică una e într-un fel sunt structurate materialele până atunci și alta sunt toate aceste interviuri unde fiecare reflectă la viața lui, la, mă rog, în primul rând reflectă la trecut, la început. Toți au lucrat pe șantierul la Bumbești și Vezeni și rememorează munca, experiența lor de atunci. Am pus fragmentul ăsta în final tocmai pentru că vezi cât de, dacă te duci așa la firul ierbii, la fiecare își amintește, adică memoria e foarte subiect, felul în care te gândești la trecut e destul de subiectiv și depinde din ce poziție privești, pentru că într-un fel discută despre trecutul său capitanul de vas, și în alt fel discută despre trecutul său, nu știu, minerul, de exemplu, care spune că vieții trebuie să-i smulgi, nu trebuie să-i ceri, și în alt fel e cel care sustruiește pantofii, și atunci experiențele lor sunt diferite, nu există o experiență unică care poate fi descrisă, cuprinsă, și în același timp mi s-a părut, adică am vrut e un material anterior cu alți niște tineri care lucrează pe alte șantiere de muncă voluntară și după care discută ei despre, adică par foarte pregătiți și trebuie să-mi spunem poezioara. Mi s-a părut foarte, pe mine, mie personal mi-au plăcut foarte mult aceste interviuri, mi s-au părut oricum mai libere toate celelalte
și mi s-a părut că pot să nuanțez o, tocmai chestia asta cu memoria, știi, și felul în care vorbești despre trecut, că contează foarte mult cu cine vorbești și cum persoana respectivă a experimentat trecutul. Și că eu personal, adică aș putea să vin să zic, cum îmi răspunea și mai devreme, domnule, lucrurile au fost așa, că am citit eu 5 cărți, dar atunci când discut personal cu oameni care au trecut în experiențele respective, felul în care ei discută despre propriul lor trecut va fi foarte diferit de la persoană la persoană. Dacă, adică, pentru că, din punct de vedere socioeconomic, contează foarte mult experiența fiecăruia. Și am putut la pus la final pentru că, da, în primul rând, ritmul materialului e foarte diferit, nu vreau să închid cu ceva complet isteric, melodii patriotice sau mulțimi care aplaudă, ci ceva un pic mai, nu știu, mai candid, mai intim, da. Întrebare acolo. Bună, Raluca, eram curios, când și cum ai decis că e momentul că trebuie ca imaginele pe care le vedem să aibă parte de o, nu știu cum se spune, de o subminare, pentru că uneori am senzația că e un soi de indecizie în felul în care construim filmul, pentru că uneori, cum e și acest final, ne lași să ne, nu știu, să stăm acolo, nu știu cât, într-un anumit loc și cu anumiți oameni și te lăfăi cumva în imaginea aia, fără să le contrapui ceva, pe când în alte momente decizi să arunci în aer tocmai ce am văzut și nu știu, nu-mi dau seama dacă a existat o coerență sau anumită, dacă ai avut un plan foarte clar când e momentul să intervii. Uneori intervii foarte puternic, nu știu, când e momentul în care montați, aduceți cifre una după alta și cumva e foarte puternică intervenția, alte ori poate mai discretă, alte ori lipsește și asta a fost senzația mea. Da, uneori e mai evident ce, adică e mai evident cum montez și ce montez, altor nu. Da, e, dar nu e o nehotărâre, nu vreau să mă hotărăsc, nu vreau să am o opinie care să fie valabilă în cazul tuturor segmentelor. Deci am o opinie care e aceeași de la început până la final. Mai întrebat ce, cum am hotărât? Cum ai decis care să fie momentele pe care trebuie sau nu să le... Unde să intervin? Da. Și de ce să intervin mai puternic? În primul rând am încercat să nu intervin foarte brutal încă de la început. De-aia la început montez un întreg segment în care le asociez ba în funcție de muzică, ba în funcție de temă pe care o discută, ba încerc niște glumițe uneori. Deci, intervențiile mele sunt din ce în ce mai evidente și mai ușor de reperat spre final, pentru că simt nevoia să te las mai întâi să te obișnuiești. Dacă vin și ciobârțezi material de la început, nu mai înțelegi absolut nimic. Și atunci am încercat să intervin cu mai evident înspre final, dar astfel încât spectatorul să vadă că am intervenit, adică să nu fie, să nu montez ceva și să nu-ți dai seama, să nu schimb ceva și să nu-ți dai seama, adică vreau să vezi de fiecare dată când intervin. Iar spre final n-am mai simțit nevoia să mai intervin pentru că nu, sincer, n-am avut ce să opun acestor imagini, acestor interviuri cu cei de la cu cei care au lucrat la Bumbești Vezeni. Doi la mână, fiindcă sunt niște interviuri un pic mai intime și un pic mai libere, nu vreau să intervin în ele, adică au fost oameni care au vizionat filmul și mi-au spus că pentru ei lirismul ăsta, poezia comunistă, mă rog, poezia comunistă se menține și în final și că îi se par foarte nesinceri vorbitorii și că nu cred două vorbe din ce spun ei. Sunt alții pe care îi atinge tot discursul, adică toate aceste interviuri mai intime din final. Și atunci am vrut să las ultima parte complet liberă și m-a interesat să rămână doar aceste mărturii pe care am găsit întâmplător, care pot fi false sau adevărate, nici nu contează, din 68. Singurele, de altfel sunt singurele pe care le-am găsit, singurele interviuri în care
nu se uită la cameră când e intervievat, nu citește de pe o hârtie și vorbește liber, cel care e intervievat. Mulțumim mult, Raluca! Mult felicitări cu filmul, mă bucur că a avut în oraș. Mulțumesc foarte mult!